mi-a lăsat plimbirul Domnului, l-a trimis în Italia, am maranat acolo în Roma, în biserică, și era odată botezul, că parcă s-a spus, și se făcea botezul acolo, și a apărut un înger mare până mai în tavan, și în partea dreaptă a apărut o apă curgătoare, o cascadă, și era nervos îngerul, nu în vară și în bazin. Așa se face botezul, în apă curgătoare. Am rămas uimită că am de timp undeva așa cum într-un carnețel, m-am avut vedenie acolo în timp și se pregăteau de botezuri. Erau toți îmbrăcați în alb și cântau și așa, și mi-a arătat Domnul că se face botezul în apă curgătoare. Mi-a arătat îngerul Domnului, l-a trimis în Italia, am maranat acolo în Roma, în biserică, și era odată botezul, că parcă s-a spus, și se făcea botezul acolo, și a apărut un înger mare până mai în tavan, și în partea dreaptă a apărut o apă curgătoare, o cascadă, și era nervos îngerul, nu în vană și în bazin. Așa se face botezul, în apă curgătoare. Am rămas uimită că am de timp undeva așa cum într-un carnețel, m-am avut vedenie acolo în timp și se pregăteau de botezuri. Erau toți îmbrăcați în alb și cântau și așa, și mi-a arătat Domnul că se face botezul în apă curgătoare. Mi-a arătat îngerul Domnului, l-a trimis în Italia, am maranat acolo în Roma, în biserică, și era odată botezul, că parcă s-a spus, și se făcea botezul acolo, și a apărut un înger mare până mai în tavan, și în partea dreaptă a apărut o apă curgătoare, o cascadă, și era nervos îngerul, nu în vană și în bazin. Așa se face botezul, în apă curgătoare. Am rămas uimită că am de timp undeva așa cum într-un carnețel, m-am avut vedenie acolo în timp și se pregăteau de botezuri. Erau toți îmbrăcați în alb și cântau și așa, și mi-a arătat Domnul că se face botezul în apă curgătoare. Mi-a arătat îngerul Domnului, l-a trimis în Italia, am maranat acolo în Roma, în biserică, și era odată botezul, că parcă s-a spus, și se făcea botezul acolo, și a apărut un înger mare până mai în tavan, și în partea dreaptă a apărut o apă curgătoare, o cascadă, și era nervos îngerul, nu în vană și în bazin. Așa se face botezul, în apă curgătoare. Am rămas uimită că am de timp undeva așa cum într-un carnețel, m-am avut vedenie acolo în timp și se pregăteau de botezuri. Erau toți îmbrăcați în alb și cântau și așa, și mi-a arătat Domnul că se face botezul în apă curgătoare. Mi-a arătat îngerul Domnului, l-a trimis în Italia, am maranat acolo în Roma, în biserică, și era odată botezul, că parcă s-a spus, și se făcea botezul acolo, și a apărut un înger mare până mai în tavan, și în partea dreaptă a apărut o apă curgătoare, o cascadă, și era nervos îngerul, nu în vană și în bazin. Așa se face botezul, în apă curgătoare. Am rămas uimită că am de timp undeva așa cum într-un carnețel, m-am avut vedenie acolo în timp și se pregăteau de botezuri. Erau toți îmbrăcați în alb și cântau și așa, și mi-a arătat Domnul că se face botezul, în apă curgătoare.